Și nu știu ce o să-mi răspunzi. Cum te simți? Mă simt, în primul rând, bulversat. Ceau, Mirelam. Bună, Marius. Cum te simți? Foarte bine. De ce? Ce vrei să-mi spui? Să spun eu că a fost cel mai frumos luminat dar pe care l-am primit luna la cam de când. Oportunitatea asta să vin și am simțit că trebuie să vin și m-am bucurat foarte mult. E o experiență plăcută, am rămas cu niște prieteni extraordinari. Mi s-au întâmplat lucruri extraordinare pentru că sunteți oameni minunați, pentru că știu ce să faceți, ca eu să-mi văd viața cu tot o altă lumină. Pentru asta vă mulțumesc foarte mult. Nefericit cu el și am înțeles foarte bine că fericirea fiecăruia contează. În momentul în care într-un cuplu sunt doi oameni nefericiți, potențezi nefericirea. Așa e. În momentul în care... S-a părut atmosfera asta pe lumea asta? La început eram un pic reticentă și când am văzut că oamenii chiar sunt autentici, sunt călduroși, nu m-au judecat, nu m-au condamnat, au fost pur și simplu alături de mine. I-am simțit permanent alături de mine, nu mi-a fost jenă să iau în brațe. A fost nemaipomenit totul. Magic! Cuvântul potrivit este magic. Oamenii de aici vor într-adevăr o schimbare în viața lor și și-o doresc cu ardoare. Și cred că mulți dintre ei deja au început să se schimbe. Îi văd acum la final de curs și toată lumea are ceva nou în ei, ceva frumos, se exprimă mult mai bine și mult mai natural decât au făcut-o la început. Niște persoane extraordinare, mi se pare puțin minunate, trebuie să-i cunoașteți. Chiar ai știut ce să spui și ce să faci ca eu să scap de cea mai mare dramă. Sigur ne vor ajuta pe viitor. Mulțumesc mult, Marius. Mulțumesc și eu, Marius, și vreau să te îmbrățișez.